ascultători și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi venim cu o continuare a seriei și vă prezentăm 4 sfaturi groaznice pentru scriitorii debutanți și nu numai. Dacă te-ai născut cu un talent special sau cu o stea în frunte, ești special. Nu ai nevoie să te complici cu editor, cu beta-cititori, cu procesul de editare. Nici măcar nu merită să-și citești propriul text. De ce? Pentru că o ființă perfectă ca și tine nu poate face altceva decât un lucru mai mult ca perfect. Doi, nu merită să te documentezi, mai ales că ești o persoană deosebită, ai și o latură omniscientă, cu siguranță le știi pe toate, mai ales dacă ai văzut un film pe tema asta, sau dacă ai auzit o poveste, sau dacă ai auzit un banc, cu siguranță știi despre ce e vorba, profesii diferite. Da, cred că ai o idee cum se pilotează o rachetă spațială, nu? Dar ai văzut Apollo 13. Și de operații, cred că te-ai descurca, mai ales că ai urmărit toate sezoanele din Grey's Anatomy, tot în Dr. House. Deci documentarea nu e pentru tine. Nu ai cum să nu scrii fără să fii inspirat. Trebuie să aștepți să vină muza, o rază blândă și să-ți ilumineze mintea. Nu ai cum să scrii dacă nu ești în stare potrivită pentru scris. Nu ai cum să scrii cât timp nu ai inspirație. Și atunci ce rămâne de făcut? Să mă aștept. Așteaptă să vină cu bagheta magică și să te atingă pe creștet, astfel încât tu să-ți poți continua munca pe care ai început-o acum 3 ani, din care ai doar 3 pagini. Se întâmplă ca vreo persoană să-ți ofere feedback sau o părere despre munca ta, iar acea părere să nu fie congruentă cu ale tale, e o persoană răvoitoare. Mai ales că tu, fiind autorul acelei lucrări, tu știi mai bine ce ai vrut să scrii acolo. Nu contează că ceilalți nu înțeleg nici 5% din asta. Sunt doar niște oameni simpli, cu o minte primitivă, care nu pot să cuprindă genul tău, creator. Asta e tot ce am reușit să adun pentru voi astăzi. Sper că v-a plăcut. Vrem să continuăm un pic seria asta, pentru că de multe ori, în momentul în care abordăm cu umor unele lucruri sau teme, ne e mai ușor să ne vedem defectele și să ne corectăm. Dacă aveți și voi sugestii groaznice pentru scriitorii debutanți și nu numai, lăsați-le în secțiunea de comentarii să vadă și ei alte păreri. Și să încerci să se îmbunătățească dacă urmăresc acest aspect. Până data viitoare, să aveți grijă de voi și să aveți parte de multă inspirație!